Fundația Timișoara 89 este organizația de utilitate publică cunoscută ca întâia organizație umanitară apărută în România post-revoluționară. Înființată de Petru Ilieșu, sprijinit de un mic grup de prieteni, fundația a apărut în data de 30 decembrie 1989. Obiectivul principal al fundației este sprijinirea persoanelor aflate în situații dificile prin mai multe proiecte care asigură inclusiv spații de cazare și servicii sociale. Totul a pornit cu multă ingenuitate. N-am știut exact ce se va întâmpla pe parcurs și pas cu pas ne-am specializat. Din 96-97 am deschis linia asta de sprijin pentru persoane fără adăpost, primul adăpost. Apoi, după 24 de ani de activitate în Splaiul Nicolae Titulescu, loc în care noi am investit imens, am pierdut sediu, o retrocedare, mă rog, din punctul meu de vedere imorală, dar asta este, trecutul e mort. Am primit un alt sediu în 2014, locul pe care îl vedeți. Și nu pot să vă descriu cum arăta locul ăsta atunci, dar sunt o mulțime de fotografii, în special pe panou din partea cealaltă, al locului așa cum a arătat el când l-am primit, în sensul că era o curte imensă, plină cu bălării, acoperișul spart, devastat complet, fără canalizare, fără apă, fără curent, o nenorocire. Din 2014 am construit până acum 5 case, care sunt structurate pe spațiul a două duplexuri plus o casă independentă cu o mulțime de anexe, săle, am recondiționat clădirea, am introdus canalizare, apă, curent, deci am luat-o de la zero, cu ajutorul evident al prietenilor din străinătate și a unor firme din Timișoara. Cine sunt beneficiarii? Sunt persoane care și-au pierdut locuința. Eu nu spun persoane fără adăpost, pentru că nu e chiar potrivit să încadrez categoria cu care lucrăm noi. Adică, dacă aș folosi un cuvânt între ghilimele popular, ar fi vorba despre, nu despre boschetari, adică nu persoane care au avut un timp îndelungat de stat pe stradă, deși am avut și astfel de cazuri, la început în special, dar acum avem persoane care și-au pierdut locuința din diverse cauze. Sunt foarte mulți tineri proveniți din orfelinat, din fostele orfelinate, mă rog. Au făcut 18 ani, au ajuns în stradă sau au ajuns să fie întreținuți de unul și de altul. Deci avem o parte din beneficiari tineri. Sunt multe cazuri cu trecut în spitale de psihiatrie. Avem o colaborare cu Spitalul Jebel și cu Spitalul Gătaia. Aș putea spune că 95% dintre persoanele care ajung în stradă au probleme psihice. Eu am și publicat anul trecut o carte, Oameni care nu există, în care am descris fenomenul ăsta pe toate fațetele, în funcție de propria mea experiență. 30 și, să zicem, și unul de ani de muncă în domeniul ăsta m-a învățat cu foarte multe lucruri. Serviciul de cazare, masă, igienizare, consiliere, tot ceea ce ține de posibilitățile noastre. Intermediere cu diverse firme care oferă locuri de muncă, parte dintre ei lucrează. Încercăm să aplicăm setul de servicii în funcție de caz, fiecare după necesitățile lui. Pentru unii este punctul terminus, absolut, da. Pentru unii există șanse care depind însă foarte mult și de voința lor și de capacitatea lor de integrare și de oferta pe care o pot primi, pentru că am avut multe cazuri reușite, oameni care au plecat de aici, au închiriat o locuință sau, eu știu, s-au împăcat cu familia de unde plecaseră. Deci am avut și cazuri, ca să spun așa, fericite. Ele nu sunt foarte multe. Pe de altă parte, un mare număr dintre beneficiari vor rămâne definitiv dependenți de un adăpost.
Păi, acum, noi nu ne ocupăm numai și numai de persoane fără adăpost, că facem și activitate, da. Avem o activitate de muncă caritativă, asta am făcut-o de la bun început până ne-am specializat. Avem un număr de familii cu copii, familii sărace, pe care le ajutăm periodic. Intermediem din nou între organizațiile care au ceva de oferit și ONG-uri. Deci e o paletă mai complexă, dar n-aș putea să spun, dacă mă refer doar strict la cei care au fost cazați aici, ar fi probabil câteva sute pe parcursul anilor, dar dacă e să mă refer la întreaga paletă, e vorba de mii de oameni. Păi majoritatea urolacilor au murit. Deci ăsta este un adevăr pe care lumea ar trebui să-l știe. Foarte puțini dintre cei de pe stradă mai consumă urolac. Acum au trecut pe droguri, parte din ei. Avem și noi cazuri de tineri cu dependență. Da, în anii 90 au fost extrem de mulți oameni în stradă. Acum sunt tot mai puțini. Și pentru că s-au dezvoltat serviciile de cazare. Nu mai stau în canale, nu da, mai stă nimeni în canale. Da. Mai sunt prin tot felul de ruine. Nu sunt ei vizibili. Da. Sigur, și trăitul în stradă uzează organismul, plus hrana pe care o consumă, alcoolul care face bun parteneriat cu aurolacul. În ultima perioadă, în stradă sunt alcoolici, majoritatea sunt, te-a spune că sunt cei care sunt dependenți de alcool și bolnavi psihic. Avem probleme. Cum ne rezolvăm? Sigur, chemăm poliția, jandarmeria, am avut oameni pe care i-am dat afară, deci trebuie să ai până la o anumită limită, poți îndura conflictele dintre ei sau, eu știu, problemele pe care ți le fac, dar trebuie să pui o frână și asta este marea încercare a celor care lucrează în domeniul social. Eu trebuie să înțeleagă că înțeleg, de fapt, pe pielea lor că compasiunea merge până la o anumită limită. După aceea e vorba de salvare personală, în definitiv, pentru că personalul care lucrează în domeniul ăsta este extrem de solicitat. Păi noi avem 8 angajați, eu sunt voluntar, după cum știți, avem 8 angajați, un psiholog, îngrijitor bătrâni, asistente socială și un pedagog social. Da, proiectul este foarte mare, noi am rezolvat până acum jumătate din viziunea pe care am avut-o de la bun început. Vom începe probabil la sfârșitul anului, să sperăm că vom avea o infuzie de fonduri, asta prin concursul celor din străinătate cu care avem relații, pentru că nu, noi de la primărie și de la statul român n-am primit niciun leu pentru dezvoltare. Tot ceea ce primim abia ne ajunge să plătim cheltuielile cu personalul. Deci va mai fi în ideea de înfăptuire încă o linie de 5 case cu două grupuri. N-aș putea spune, dar pot să vă spun cu precizie că oricum tot ce am făcut noi aici a costat mult mai puțin decât a costat, de exemplu, centrul de cazare al primăriei, care are un singur imobil. Deci pot să vă spun și asta, nu am și scris de fapt într-unul din capitolele cărții că serviciile pe care le oferă ONG-urile sunt de 3-4 ori mai ieftine decât cele de stat. Și eu pledez pentru o alternare a serviciilor de stat cu cele ale ONG-urilor. În practic, o externalizare a serviciilor sociale, care ar costa mult mai puțin decât serviciile oferite de stat, unde e un număr foarte mare de angajați, salariile sunt mari, rulajul este mare, păstrăm relația cu linia suedeză, cu organizația suedeză You Assist,
Este de la bun început, dar ei sunt o organizație compusă din personalul liniilor aeriene scandinave. Avem prieteni în diverse țări, prieteni în Timișoara, deci începe să existe o mai mare deschidere a celor din jur pentru lucrurile care au durabilitate, pentru că dacă aș pleda pentru ceva, aș pleda pentru evenimente, pentru lucruri durabile, nu pentru evenimente. Ceea ce rămâne este important. Noi nu ne putem implica, este mult prea, subiectul e mult prea complex și aici e vorba de relații internaționale, Ministerul de Externe, sunt probleme de legislație care ne depășesc. Dacă ar fi însă să privesc problema asta într-un mod simplu, aș spune că e bine că vin, poate nu în numărul în care au venit în Germania și în felul în care au venit acolo, dar din moment ce noi avem un minus de populație, trebuie să fim deschiși, să acceptăm că vom avea nevoie de o infuzie din afară, ori nu ai de unde. Normal că există psihoza asta și, de fapt, valul ăsta, go west, toată lumea se duce spre vest. Ei, nu prea vor aici. Da, nu prea vor, pentru că oferta e mai mică, dar probabil nici legislația nu e așa de favorabilă pentru ei. Și nici n-au înțeles că, de fapt, se poate trăi relativ bine în România dacă ești echilibrat.